Astăzi, la Teatrul de Artă din Deva a avut loc festivitatea de deschidere a conferinței internaționale cu tema Avramian cu 200 de ani de la naștere, omul contemporanii, epoca. Manifestarea științifică este o inițiativă a Consiliului Județean Hunedoara și a Bibliotecii Județene Ovid Densușanu, fiind catalogată de specialiștii prezenți la eveniment drept cea mai importantă din România, dată fiind amploarea și valoarea participanților, istorici și oameni de știință, consacrați din țară precum și din Austria, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Moldova, Serbia, Statele Unite ale Americii și Ungaria. 9 mai este o zi cu triplă semnificație: ziua independenței României în 1877, ziua victoriei, sfârșitul celui de-al doilea război mondial, și ziua Europei, ce marchează ideea unei noi forme de cooperare politică în Europa. Nici nu se putea stabili o dată mai bine aleasă pentru organizarea conferinței științifice internaționale dedicată evocării eroului național Avram Iancu, luptător pentru libertățile și drepturile semenilor săi. La împlinirea 200 de ani de la nașterea marelui om politic și patriot român, Avram Iancu, figură emblematică a istoriei românilor, în anul Avram Iancu, Consiliul Județean Hunedoara, prin Biblioteca Județeană Ovid Densușanu Hunedoara Deva, a organizat cel mai important eveniment internațional dedicat Crăișorului Munților. Noi pregătim acest lucru de un an și ceva împreună cu Academia Română, cu domnul profesor dr. Bolovan de la Cluj, deci nu mi-era ceva străin și știam că o să vină câțiva zeci de invitați din afară, academicieni și mulți academicieni din interior. Sunt deosebit de mulțumit, în calitate de președinte al Consiliului Județean Hunedoara, că suntem primul județ din România care am putut să organizăm o asemenea conferință internațională. Eroul național Avram Iancu merită să organizăm o asemenea conferință și sunt convins că la lucrările care vor fi pe secțiuni se va stabili foarte clar despre viața și activitatea lui Avram Iancu. Sunt mândru că am putut face această conferință internațională și că am putut strânge la un loc atâtea personalități care să spună despre viața și activitatea lui Avram Iancu. Am simțit cum se pogoară așa un spirit al lui Avram Iancu printre noi, pentru că el a învățat istoria noastră ab urbe condita, adică de la întemeierea cetății eterne, care se cheamă Roma, fiind un urmaș al celor care au cinstit și pe daci și pe romani, și la Deva nu se poate altminteri, pentru că Deva e aproape și de capitala Daciei vechi și de capitala Daciei romane, din care s-a plămădit poporul român și din această plămadă a ieșit un fecior de 24 de ani, care în 1848 s-a situat între conducătorii revoluției noastre alături de bărbați care aveau 60, 65 de ani, 55 de ani. El era cel mai tânăr și le dădea lecții de energie, nu neapărat de patriotism, dar de acțiune și de energie. Și-a organizat Transilvania ca țară românească și le-a arătat celorlalți că nu dorește decât egalitate a românilor cu ceilalți locuitori ai Transilvaniei de alte etnii și confesiuni. Și la Deva e un moment excepțional, nu știu cum s-a întâmplat că a ieșit Deva la o conferință poate cea mai mare închinată lui Avram Iancu în acest an comemorativ și aniversar, încât s-au adunat specialiști din România, din Republica Moldova, din Italia, din Franța, din Statele Unite ale Americii, și e locul cel mai potrivit, cred, pentru spiritul pe care l-a iubit Avram Iancu. Este simbolul nostru pentru dreptate, pentru determinare, pentru a duce mai departe idealurile în care Avram Iancu a crezut. Este datoria noastră să ducem. Unicul dor al vieții mele este să-mi văd națiunea mea fericită, după cum spunea Crăișorul Munților. Un moment important într-o zi cu amplă semnificație, data de 9 mai, anul omagial Avram Iancu, 200 de ani de la nașterea Crăișorului Munților. Felicit Consiliul Județean pentru această inițiativă, Consiliul Județean Hunedoara și, în egală măsură, Academia Română, Universitatea Babeș-Bolyai,
pe toți academicienii, toate oficialitățile care astăzi fac mare cinste județului Hunedoara și nu numai României. În acest an, când se împlinesc 200 de ani de la nașterea în inima munților Apuseni a lui Avram Iancu, suntem onorați să facem parte din acest temerar proiect pe care îl începem astăzi aici la Deva. Conferința internațională Avram Iancu, 200 de ani de la naștere, omul contemporanii, epoca, se bucură de participarea elitei istoriografiei românești, se bucură de participarea unor istorici de peste hotare, toate acestea vădind interesul uriaș pe care îl generează personalitatea nemuritoare a celor pe care le evocăm, oamenii alături de care și-a dus crucea de martir al neamului, epoca frământată și bogată în evenimente în care a trăit și a luptat. Conferința aceasta se desfășoară aici la Deva, în inima județului Hunedoara, nu departe de ținutul Apusenilor, acolo unde Iancu și tribunii lui au condus lupte sângeroase pentru apărarea demnității românilor ardeleni. Dacă ar fi să sintetizăm valori perene precum curajul, demnitatea, onoarea, dragostea fierbinte pentru poporul român, ar fi de ajuns două cuvinte mari în întreaga Românie. Avram Iancu. Prima zi a conferinței internaționale dedicată personalității eroului național Avram Iancu a continuat cu susținerea comunicărilor științifice la Consiliul Județean Hunedoara, în sala de ședințe și în sala mică, de către istorici, specialiști în istorie modernă, sociologi, filologi, cercetători din domeniul presei. Diversitatea tematică a avut însă un singur numitor comun: zugrăvirea unui impresionant portret al celui care nu a avut alt vis decât să-și vadă națiunea fericită.